Fece Botoșani joacă frumos, dar nu marchează, iar acest lucru se vede clar și în clasament. Roșal Balbaștrii se află deja pe loc retrogradabil cu numai o victorie de la începutul campionatului. Mai mult decât atât, botoșanenii au luat bătaie sâmbătă și în fața propriilor suporteri de la Concordia Chiajna. Deși au jucători tehnici care fac de multe ori spectacol, botoșanenii nu se lipesc de gol. Așa s-a întâmplat și în meciul cu Ilfovenii de la Chiajna. Botoșenii au câștigat la ocazii ratate și la spectacolul făcut, mai ales de Fabrini, Carabu și Onjenda. Fece botoșeni a început are meciul, iar Golovka, servit perfect de italianul Fabrini, ratează inexplicabil singur cu portarul. Dumitraș, Onjenda și Golovka continuă festivalul ratărilor. De partea cealaltă, ilfovenii nu pierd vremea și deschid scorul prin Andrei Marc. Acesta reia în plasa porții botoșenene o centrare trimisă bine de Gorobsov. Mai mult decât atât, Concordia Chiajna reușește să se desprindă pe tabelă. Găsan trimite cu capul și marchează pentru 2 la 0. Deși botoșenenii au atacat în valuri, nu au reușit să marcheze și au pierdut meciul. În minutul 80, spectatorii deja scandau demisia, evident nemulțumiți de situația în care se află echipa favorită.